a preluat o grădină pe care bunica nu o mai lucra și a făcut din aceasta o mică afacere de familie. O tânără cu spirit întreprinzător din județul Dâmbovița a înființat 3 mini-plantații de muri, de goji și de cireși, pe un teren pe care l-a readus la viață. Cea mai mare problemă o întâmpină în momentul în care trebuie să culeagă plantele din cauza lipsei forței de muncă. Fără implicarea familiei, tânăra întreprinzătoare nu ar reuși să culeagă toate fructele la timp și să le livreze în cele mai bune condiții clienților. Văd aici o grădină foarte frumoasă, foarte îngrijită, foarte multe plante. Cum ați început această activitate? A fost pământul lui bunica, l-am preluat de la bunica că n-am mai putut să facă nimic și ne-am gândit să facem o plantație de muri din 2017, deci acum 7 ani. Ce să spun? Astea sunt murile, furtun cu picătură care, indiferent de situație, în lipsă de apă, nu le-au dat voie să crească foarte, foarte mari, să dezvolte ele cum trebuie. Dar oricum noi suntem mulțumiți cu ce avem. Le vindem exact așa că lumea caută natural, nu stropim cu nimic, nimic absolut și chiar avem și vânzare și merge foarte bine. Ce implică această activitate? Bănuiesc că muncă foarte mult. Absolut. Muncă, muncă și iar muncă. Ne trezim mai dimineața la 5 ca să intrăm și pe răcoare, că nu prea se adună în timpul zilei, că este foarte, foarte cald și nu vrem să se stafidească. Dar muncă, absolut muncă de dimineață până seara. Până putea, când nu mai putea, renunța. Am văzut că lucrați foarte mult în familie, cu membrii familiei. Sigur că da. Maică-mea, unchii-miu, frate-miu, copiii, suntem toți. În familie, oricum nu găsim pe nimeni. Marfa? Păi marfa o facem la, o punem la caserole, de câte un kilogram, jumătate kilogram, indiferent cum vrea omul. Și o dăm bine, ce să spun. Rar când am rămas cu ea, dar în principiu o dăm foarte bine. Mai facem o dulceață, mai mănâncă copiii, mai când rămâne. Dar, în principiu, reușim să le dăm. Putem spune că e o mică afacere de familie? Absolut. Chiar o mică afacere de familie care ne ajută pe noi pentru creșterea copiilor, pentru noi, pentru traiul de zi cu zi. Da, chiar este o afacere de familie. Ce sfaturi ați avea pentru cei care vor să înceapă o astfel de activitate? Este mai greu cu distribuitul, este adevărat, dar chiar se merită, să știți, să... Cine vrea să facă, să facă. O afacere cu mure merge bine. Merge bine că nu este un fruct ca oricare ca mărul și chiar recomand să pună, să facă, să ia butaș și să pună plantație de muri. Cam în câți ani ajunge să rodească? După al doilea an. Noi i-am pus cum ar fi anul acesta și deja la anul aveam fructe suficient de multe, adică cât să intrăm pe profit. Ca și preț, reușiți să acoperiți cheltuielile, așa? În principiu, da, să știți. Pentru că noi facem natural, că așa dacă am dat banii pe ce trebuie stropite, nu s-ar face. Dar, în principiu, da. Chiar se merită și scoatem profitul. Mai greu cu apa, dar în rest merge bine. A fost secetă. A fost secetă, da, din cauza secetei. Toate că noi avem furtun cu picătura aici, dar nu face față, indiferent de situație. A fost foarte, foarte cald anul acesta și nu face față nici picătura. Pentru un rod bun e nevoie de apă. Este nevoie de apă multă, sigur că da. Chiar trebuie apă foarte multă ca să le dea voie, în primul rând, să dezvolte ele, să crească foarte, foarte mari, cum i-am avut în anii trecuți. Dar acum sunt mai micuțe, dar sunt sănătoase.